Un bărbat în vârstă de 48 de ani domiciliat în orașul Anina, Caraș-Severin, susține faptul că a fost bătut de către polițiștii orașului. Mă aflam în fața blocului unde locuiesc, cu o sticlă de țuică. Mi-am luat o sticlă de țuică pe un loc retras acolo, așa, pe un loc verde, unde, chemându-mi un prieten ca să vină să cinstim amândoi, fiind weekendul, stătui, am băut noi câte am gustat acolo din țuica aia. La un moment dat trece o mașină de poliție să se ducă către sediul lor de poliție, cred eu, către centrul orașului. Moment în care a dat vreo 7 metri înapoi, când m-a văzut pe mine între mașini acolo așa. A dat 7 metri înapoi, s-au dat jos încet din mașină, au venit către mine. Au venit către mine, moment care mi-a zis, nu s-au reprezentat, nu nimic, ca moment care mi-au zis actele. Eu, spunându-i verbat, ce acte să vă dau? Pentru că n-am pentru ce să vă dau niciun act. Zic, duceți-vă și vedeți-vă de treaba voastră că eu nu am nimic cu voi sau nu am făcut nimic. Zic, eu îmi văd de treaba mea aici așa. Eu am încercat să mă îndepărtez. Am încercat să mă îndepărtez de ei, făcându-i câțiva pași să mă duc spre partea de către stația de autobuz la Vale, către stația de autobuz, m-am împiedicat și am căzut. La care eu, unul dintre ei a sărit peste mine, m-au mobilizat, m-au pus cătușele la mâini, au început să mă bată cu bastoanele. După ce m-au bătut cu bastoanele, m-au dat niște picioare, cu un genunchi m-au dat, m-au dus jos la sediul poliției Anina, la care mi-au luat telefonul mobil din buzunar, cheile de la apartament la care locuiesc și după aceea mi-au pus o piedică și m-au întins pe burtă. Eu încătușat, m-au luat la picioare, m-au bătut. Bărbatul declară că a fost bătut fără oprire timp de 15 minute. Acesta afirmă faptul că nu a condus și nici nu se afla în interiorul unei mașini, chiar dacă era în stare de ebrietate. Eu n-am condus mașină, nu m-au prins la volan, n-am condus mașină, nu nimica. Eu îmi vedeam de sticla mea de țuică că eu luni trebuia să fiu la lucru. Pe mine m-a prins în 26 sâmbăta, în weekend, sâmbăta după amiază la ora 17. Deși bărbatul susține că nu s-a aflat la volan, oamenii legii sunt de altă părere. Aceștia afirmă că individul conducea haotic pe drumurile publice o mașină neînmatriculată și l-a oprit pentru un control de rutină. În data de 23 martie 2024, în timp ce desfășurau activități de control a traficului rutier pe raza orașului Anina, polițiști de la Poliția orașului Anina au observat un autoturism care circula pe o stradă din oraș fără a avea montate plăcuțe cu numere de matriculare vizibile. În momentul în care a observat că polițiștii i-au efectuat semnalul regulamentar de oprire, conducătorul auto a oprit autoturismul și a coborât în viteză, fugind de polițiști. Aceștia au pornit în urmărirea lui aproximativ 100 de metri, moment în care, pe un teren accidentat, bărbatul s-a împiedicat și a căzut. Polițiștii au procedat la imobilizarea și încătușarea bărbatului, care se manifesta agresiv și avea un comportament recalcitrant, opunându-se încătușării. Polițiștii afirmă faptul că bărbatul se afla în stare de ebrietate. De asemenea, în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Bărbatului i-a fost suspendat dreptul de a mai conduce autovehicule pe drumurile publice. De asemenea, autoturismul condus de acesta nu figura înmatriculat în circulație. În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducerea unui autovehicul nematriculat. Bărbatului i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. La nivelul inspectoratului au fost dispuse verificări pentru a se stabili cu exactitate dacă cele semnalate de bărbatul în cauză se confirmă.